Hai să ne punem o porție, să vedem câte perișoare ne punem. Avem, câte avem? 16. Tocmai ce am gustat-o și este super, foarte, super, extra bună. Bună dimineața, urșii mei! Astăzi vom încerca să mâncăm în deficit caloric și să vă arăt absolut toate mesele și absolut toate caloriile pe care le consum. Tocmai ce a fost ziua mea și am mâncat foarte mult zilele acestea, am fost pe un surplus caloric, așa că astăzi m-am trezit lipsit de foame. Dar voi încerca să mănânc ceva totuși în prima oră. Haideți să bem cafeluța, am pus aici două lingurițe de cafea. Avem păstură, o linguriță de păstură și bineînțeles în cafea am pus și o linguriță de miere de rapiță pentru că este foarte bună, nu schimbă gustul cafelei, mirea asta de rapiță, da? Vreau acum să beau cafeluța, după care să mă duc jos să pregătesc coletele, pentru că au venit multe comenzi pe site și avem puțină treabă, iar apoi să pregătim micul dejun, bineînțeles. Așa că stați cu mine, o să fie o zi foarte interesantă și o să vedeți absolut toate mesele pe care le consum astăzi, o să calculăm și caloriile și poate o să vă fac poftă cu ceva bun. Ia uitați, foarte multe colete, le-am terminat de făcut și acum așteptăm pe băiatul de la Fan Courier să vină să le ridice și bineînțeles să le livrez de către dumneavoastră. Foarte, foarte multe colete am avut. Vă mulțumesc tuturor pentru comenzi și să le consumați cu plăcere, să fiți sănătoși. Acum haideți să mergem să pregătim și ceva de mâncare pentru că mi s-a făcut foame și trebuie să plec în oraș. Ok, am coborât să-mi fac două sandwich-uri la Sandwich Maker. Mi-am pus două feluțe de cașcaval din ăsta, de la Hochland, afumat. Îmi place mult cașcavalul afumat. Am pus 100 de grame de mușchi din ăsta. Bine, aproximativ 100 de grame. Sunt 5 feliuțe, mi-a mai rămas o feliuță, da? Deci vreo 80 de grame de mușchi. Și aici avem o pâine nouă, French toast cu făină de secară. N-am mai mâncat din asta, să vedem cum este. Fără euri, fără conservanți. Haideți să vedem și câte calorii are. 262 de calorii. Un pic mai multe calorii decât de cealaltă pâine pe care o consum eu. Și proteine avem 9,5 pe 100 de grame. 4 feliuțe, sunt aproximativ 100 de grame. Și ne numai noi de aici aproape 10 grame de proteină, vă dați seama, o să avem foarte multă proteină, o să avem și carbohidrați, o să avem și grăsimi, nu avem legume, dar vom merge la cumpărături astăzi și vom cumpăra legume, vom cumpăra fructe, să vedem ce găsim. Așa, să mâncăm și feliuța asta care a rămas, să fie 100 de grame de mușchi, să avem mai multă proteină. Așa, nu avem ce să fac cu ea, cățeaua nu e pe aici, de prin curte, e cu taică-mea și cu niște muncitori, pentru că avem treabă, ne mai modernizăm așa puțin. Și astfel am mâncat toată folia asta de mușchi, 102 calorii, 19 grame de proteină. Ok, haideți să vedem cum sunt, pentru că le-am făcut. Ia uitați cât de bine arată, da, sunt foarte apetisante, dar să vedem și la gust cum sunt, pentru că, na, am folosit pâinea asta nouă. Foarte bune, super bune. O să vă trec aici și numărul de calorii și cu pâinea asta nouă, chiar sunt super bune. Cașcavalul topit, da, tot ce trebuie. Arată foarte bine. Sunt foarte gustoase și astfel nu am mâncat în penny. E foarte important să mâncați acasă, în prima oră când vă treziți, sau cât mai repede posibil, pentru că venim după un fasting, peste noapte, vom pleca în oraș și vom fi tentați să mâncăm tot felul de prostii, merdenele, patiserii, da, care nu au absolut deloc proteină, de aceea este mai bine să mâncăm acasă și astfel vom putea sta departe de tentații. Nu e bine să pleci în oraș nemâncat, pentru că vei tânji după o grămadă de prostii. Am venit din oraș și am cumpărat un pepene din Brazilia, de la Carrefour. Ia uitați, este 8,99 kg, are 6,5 kg și costă 58 de lei, 60 de lei, da? Haideți să vedem cum e. Nu știu ce fructe să mai cumpăr, mă, fraților. Și pepenele e unul dintre fructele mele preferate și are cel mai puține calorii. Haideți să vedem dacă e și bun. Arată foarte bine. Wow, surprinzător de bine arată. Pe aici mi-e un pic de deasupra, într-o felie, în miezul ăla. Ai, că a venit mirosul. E foarte bun, e dulce. Numai că e un pic cam moale, parcă. Nu e așa crocant, nu se aude între dinți când muși din el. Mai dau și pe jos. Așa, o să mâncăm acum vreo 4 felii de astea, să umplem castronul și mergem sus să-l savurăm. Ok, cam asta este porția mea.
Ia uitați aici, urșii mei. Avem 1 kg de pepene, 300 de calorii și foarte multă apă. Da, ne hidratăm foarte bine cu pepenele ăsta. E bun, e dulce, dar nu este crocant, da? E cam moale, așa, când muși din el, nu e crocant. Ia să vedem aici că a făcut mama Sita o ciorbă proaspătă. Să vedem cum arată. Oho, arată bine. Ia uitați aici, băieții, câte din astea avem, câte perișoare și câte legume. Da. Ai pus și smântână ceva? Un pic de smântână? Uh-huh. De asta are culoarea mai albă așa. Da. Hai să punem și noi o porție să mâncăm și să o gustăm. Hai să ne punem o porție, să vedem câte perișoare ne punem. Ia să vedem aici câte am luat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perișoare. 6 într-un polonic, vă dați seama că sunt mici, da? Mamă, câți morcovi aici, polonicul ăsta. 6 și cu, câte sunt aici? 1, 2, 3, 4, 10. 10 perișoare. 11, 12. Mamă, abia aștept să mănânc ciorbița asta. Doamne, câte se iau în polonic. Se iau prea multe în polonic. În fine. Și cu 4 avem, câte avem? 16. 16 perișoare. Cred că e suficient. Haideți să vedem cum este, dacă este bună sau nu. Tocmai ce am gustat-o și este super, foarte, super, extra bună. Tocmai ce am gustat ciorba și este foarte, foarte bună. Este acră. Cum îmi place mie să fie ciorba. Îmi plac mai mult ciorbele acre decât astea dulci. Aici avem foarte multe legume, tăiate așa mărunt, cubulețe, foarte multă carne. Ia uitați câtă carne avem aici. Deci avem foarte multă proteină și aici lângă avem și niște carbohidrați, 2 bucățele de pâine, 2 felii de pâine, vreo 50 de grame de pâine, adică. O să vă trec eu și toate caloriile pe ecran. Mă bag să mănânc, bă, orez poftă bună. Rosto, ce faci mai aici de cel la trimă? De ce latri, mă, băiețel? La cine latri tu? Urșilor, i-am ieșit să fac puțin pași pe aici prin curte, pentru că s-a făcut foarte frumos afară. Ia uitați ce frumos e, bate soarele. Nu știu, parcă s-au schimbat așa două anotimpuri, direct, într-o săptămână. Acum câteva zile era urât, era frig și a nins. Vă dați seama, a nins în martie. Iar acum este foarte frumos, este cald, este frumos. Ia uitați ce frumos bate soarele aici pe casă. Și vreau să vă povestesc așa cât timp fac eu 30-40 de minute de cardio. Bine, nu o să vă povestesc așa de mult, mai puțin. Dar vreau să împărtășesc anumite lucruri cu voi. Am început un curs de nutriție și îmi place foarte mult. Chiar am întrebat-o pe doamna doctor de acolo de la curs, care ține cursul, ce părere are despre ciorbe și a zis că sunt foarte bune. Sunt foarte sănătoase, zeama aia caldă cu legumele acelea sunt foarte, foarte bune pentru organism. Și sunt bune și în curere de slăbire. Pe lângă asta știți că mi-am luat și diplomele acelea de antrenor personal. Sunt foarte entuziasmat, îmi place foarte mult ceea ce fac. Și dacă vă pot ajuta și pe voi, sunt foarte, foarte bucuros. Așa, iar taică-mi acolo în spate o să pună niște panouri solare. Am luat panouri solare și o să le montăm. Și să sperăm că o să acoperim tot consumul de energie de aici, de prin curte. Ia uite-l pe rost. A văzut un câine acolo. Da, deci se întâmplă foarte multe lucruri. Acum instalăm și niște aere condiționate pe acolo prin laborator, prin hală. Și să sperăm că o să fie bine, pentru că uitați-vă și voi ce în lume. Este război, vin o grămadă de scumpiri. Și o să fie traiul din ce în ce mai greu. În schimb, să mergi, să faci puțină mișcare, da, în fiecare zi, nu te costă absolut nimic, așa că nu uitați să faceți și voi măcar o oră de mișcare pe zi. Fie că este mers, fie că vă plimbați, absolut orice, da, pentru sănătate și pentru
Am mai arde niște calorii, da? Să putem mânca și noi un pic mai mult. Atât am avut să vă spun, ne vedem mai încolo cu următoarea masă. S-a făcut ora 9 și vreau să iau ultima masă pe ziua de astăzi. Avem aici o budincă proteică de 400 de grame de la Dr. Oetker. Este un griș cu lapte mai mult, are 30 grame de proteine și este foarte bun, îmi place foarte mult la gust. L-am mai arătat eu și în alte clipuri. Am mâncat foarte puține calorii astăzi pentru că nu mi-a fost foame. Am mâncat foarte multe lucruri săptămâna aceasta pentru că a fost ziua mea. Și timp de câteva zile am mâncat tot ce am avut eu poftă, toate dulciurile din lume, toate pizzele și așa mai departe. Și astăzi am zis să reintru la un stil de viață mai sănătos, să-mi intru înapoi în programul meu. Am mâncat puține calorii, dar ați văzut că n-am mâncat și puțină mâncare. Deci aveți mare grijă, în momentul în care cineva spune să mănânci mai puțin, probabil că se referă la număr de calorii, nu se referă la volum. Dacă mănânci mâncare care este slabă în calorii, poți să mănânci multă mâncare și să-ți iei un aport minim de calorii. Peperele este fructul care are cele mai puține calorii și a crescut cantitatea meselor în această zi cu un kilogram, deci e fantastic. În rest am încercat să am 3 mese cu proteină. Numărul de calorii pe care l-am mâncat astăzi este unul foarte mic, nu pot să mănânc mereu atât de puțin, însă când vin după o perioadă în care mănânc mai mult, câteva zile, vă dați seama că la început nu se trebuie chiar așa multă mâncare pentru că ai rezerve. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă mulțumesc frumos și celor care ați comandat de pe site, de pe www.mieretv.ro, ați comandat miere, produse apicole, siropuri, păstură, faguri și așa mai departe. Vă mulțumesc și celor care ați venit la târg la Ghiroda săptămâna trecută, la târgul apicol de la Timișoara. Chiar a mers foarte bine și au venit foarte mulți oameni care au mai cumpărat de la noi să mai cumpere, clienții noștri fideli. Dacă vreți să slăbiți sau să puneți masă musculară și vreți să vă ajut cu un program personalizat, contactați-mă pe Instagram și pe Facebook la Miere TV. O să vă las acum, a fost o zi plină, vreau să mănânc budinca asta proteică și apoi să mă bag la somn, să încerc să adorm mai devreme, pentru că m-am trezit foarte de dimineață astăzi și mâine am treabă, iarăși trebuie să mă trezesc de dimineață, așa că vă urez somn ușor, noapte bună și ne vedem la următorul clip.